Peste 500.000 de mașini au ieșit anul trecut pe porțile fabricilor din Craiova și Mioveni, un record pentru producția de autoturisme de la noi. Cifrele sunt mai mari și decât cele din 2019, considerat un an foarte bun pentru industrie. Cea mai mare parte a vehiculelor pleacă în continuare în alte țări. Cele două uzine din România, Dacia și Ford Otosan, au produs cu 21% mai multe mașini anul trecut față de 2021, iar recordul din 2019 a fost depășit cu 4%. Pe tot parcursul anului, Dacia și-a pus sigla pe mai mult de 314.000 de autoturisme, iar Ford Otosan a avut o creștere de 19% față de anul anterior. În 2022, Ford Otosan a produs la Craiova peste 195.000 de vehicule. În 2024 va produce aici vehicule electrice. Producția bună s-a simțit și în vânzări. Am realizat vânzări peste 1.000 de unități, o creștere cu 8% față de anul 2021. Sunt mașini fiabile, sunt mașini ieftine pentru buzunarele noastre. Și au fost și îmbunătățite în ultima perioadă. Mașinile care se încadrează până în 20.000 de euro au fost modelele cele mai vândute. În ultima perioadă și timpii de livrare au scăzut. Dacă în pandemie o mașină Dacia, de pildă, ajungea la client după 9 luni, acum vorbim de 4-6 luni în funcție de dotările cerute. Criza componentelor persistă în continuare, dar până în momentul de față am început anul bine și s-ar putea să depășim aceste dificultăți. Ne așteptăm la o producție mai mare în acest an. Totuși, cea mai mare parte a producției pleacă în continuare peste hotare. Piața din România a absorbit undeva la 35-40.000 de unități fabricate în România, restul producției, în jur de 470.000, au mers către export. Însă, îmbucurător este că o producție mare de automobile înseamnă că se dezvoltă și alte sectoare. Aduce, bineînțeles, la extinderea pe orizontală a furnizorilor de componente pentru aceste mașini, duce la creșterea cifrei de afaceri a acestora. Industria auto este și unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul de stat. Numai Dacia, potrivit companiei, plătește taxe care se ridică la aproximativ 2% din produsul intern brut.